Salutare, băieți, bine v-am regăsit la un nou clip BFM, astăzi suntem alături de Borsec. Salut, băieți, vă salut cu stimă și respect. O, băieți, data asta ne aflăm pe unicul și mirificul server pe care eu l-am creat, din câte puteți observa, ne aflăm pe Rampage România Roleplay. E doar o farsă, e tare să vă drogați. O, băieți, serverul este Advanced Roleplay, din câte am înțeles, primiți undeva la 10.000 de dolari. Serverul este, bineînțeles, hard, dacă e și tipul de rol pe Advanced. Vă ajută dacă e nevoie. O să mergem și noi să vedem cum se manifestă serverul, că am înțeles că e nou până în industria asta 5M-ului și are niște scripturi extrem de unice. O să mergem să le vedem, bineînțeles, și noi. În fine, de asemenea, o să găsiți în descriere linkul către Discord-ul lor, cât și de și IP-ul de la server, ca să intrați, bineînțeles. Oamenii sunt în căutare de oameni în diferite facțiuni. Puteți să vă informați și voi de pe Discord, bineînțeles, și o să aveți, dacă nu mă înșel, și un wiki unde puteți găsi o grămadă de informații legate de serverul ăsta, da? Bun. Bă, băieți, eu zic să le oferiți o șansă băieților, pentru că este un server foarte tare și... Am văzut că handling-ul pe care l-au băieții pe serverul ăsta este total diferit de orice server pe care am intrat eu până acum. Da, serverul are niște scripturi ciudățele, dar ciudățele pe partea bună, de fapt. Eu personal n-am mai văzut aceste scripturi până acum, este primul server pe care văd aceste scripturi și a rămas cu gura căscată, adică... Ca să vă facem să înțelegeți... Okay. El spune ciudate, se referă că nu am mai văzut scripturile respective pe niciun server de 5M până în momentul de față, da? Da, i-am specificat și eu, deci sunt foarte ok. Drept urmare, o să mergem acum să le testăm, să vă arătăm și vouă despre ce vorbim, ca să nu ziceți că mâncăm căcat aiurea. Investești. Bun, hai să deschidem telefonul, totuși avem aici un telefon, nu știu sigur ce model de telefon e, asta cred că e relevant. Aici poți să faci transfer cu prietenii, între prietenii tăi, dacă vrei să faci Prime, un transfer. Nu știu sigur, cât vezi de beneficii de Prime, Platina, nu știu. Timp redus de închisoare, mai puțin comision, custom car, play voucher, 6 minute, ce astea, permisia FK. Uite cu aia, poți să ții mașini cu bani gen. Bani. Da, am văzut, interesantă chestia asta. Da. Investești, în ce să investesc? Am investit. Uite-mă în ceva. Că dacă dai acolo pe AdFound, te bagă pe un site. Ai deja o investiție activă, da, ok. Life Invader, avem bancă. Ok, băi, telefonul este destul de ok din punctul meu de vedere. Chestia lor, mă. Chestia serverului puțin mai diferită față de celelalte servere. Da, până lângă faptul că e o interfață mai nouă. E o interfață diferită. Faza e că pentru fiecare item pe care îl achiziționați din magazinul respectiv, nu am zis bine. Poți, fiecare item din magazinul ăsta, fiecare haină, fiecare lanț, cercel, colier, ce-ți cumperi tu, costă bani, da? Poți fi jefuit de colierele respective sau chestiile de valoare, până și hainele le poate lua de pe tine, da? De-aia fiecare haină în parte costă bani, da? Itemele de pe tine pot fi jefuite până și chiloți. Deci orice haină o pui pe tine poate fi jefuită, da? De exemplu, dacă noi mergem la colier acum, haideți să vedem cât costă un lanț cerc din aur. Costă undeva la 12.000 de dolari, da? Bun, hai să trecem la astea mai scumpe, să vedem. Lanț urs. Ăsta costă 1.750.000 de dolari. Deci vedeți și voi valoarea lor. Acum nu știu sigur dacă poți undeva să le vinzi, să le topești ca să primești banii ăștia până la urmă, că mă gândesc că nu cred că vrea nimeni să cumpere lanțuri de astea. Haideți totuși să da. N-am bani să le iau, sincer. Administratorii de pe acest server ne-a spus să prezentăm și sistemul de la bancă. Acum nu știu dacă este la fel și la ATM-uri sau doar la băncile astea mari, la Fleca Centrală, la Pacific sau, nu știu, la băncile astea mai mari. O să vedem acum. Mai destul de ok. Adică cu siguranță e ceva ce nu vezi pe fiecare server. Cu totul pe serverul ăsta e diferit în ceea ce am văzut eu până acum. Puteți să scoateți bani, puteți să donați la charity, ia. Hai să donăm 15 dolari și ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Eu la bani, cum nu se întâmplă nimic. Mi-a la bani, dar mă gândeam că apare pe chat că... Am donat și noi ceva. Da, sistemul este foarte ok din punctul meu de vedere. Acum haideți totodată să vedem ce dracu. Sistemul de metro unde pula îl găsesc eu? Sistem de metro. Da, să vedem. Da, doamne, băieți, iată ce. Am ajuns și noi la showroom să vedem ce mapping au băieții pe aici și ce mașini putem și noi să achiziționăm de aici. Să vedem care sunt prețurile mașinilor respective. Iată, mă, că am luat aici un nu știu ce este. Eu mi-am audio ăla, frate. Și am dat test drive ca să vă faceți o idee. Nu știu dacă l-am cumpărat să iei test drive aici. Mă, l-am cumpărat, oprește testarea. A, nu. Știu că îmi scria sus ce mașină testam. În fine, am luat, nu știu ce ăsta, Volkswagen, ce ăsta, un GTI... GLI, mă? Ce ăsta, mă, mâncați ești gărat? Nu știu ce... Doamne, frate, dar incredibil ce greu merge ăsta. Fii atent, deci am luat un Volkswagen
cu faruri de charger și jante de charger. Stopurile sunt de... Adică nu știu de ce sunt. Dar în fine, oricum, mașina arată foarte tare, dar mi se pare ceva să văd un Volkswagen cu faruri de charger. Ești nebun la cap. În fine, asta e test drive-ul, nu știu, sigur, normal am avut... Da, am avut 60 de secunde. Cumpărăm. 150.000 am dat pe el. Mi se pare un preț foarte, foarte bun, având în vedere că e mașină veche. Ce arată și bine. Ți-a luat R7-le? Da, uite, la garaj, unde... magazină la mașină și am venit să ne alimentați. Bun, ia. Păi acum, ia, îți curios. Poți să ții... Este că nu ții. Îmi iau canistră. Cheșul... Alimentează vehiculul. Păi da. Cum fac? Am un inventar, gen. A, și o trag pe obiecte. Cum? Păi frate, ce mă enervează? Trebuie să selectezi de acolo. Cât vrei să bagi și cât costă, ok. Da, frate, doi am canistra asta. De ce nu mă las să scot? N-am idee, dar mergem și la magazin să luăm, să vedem cum se manifestă și magazinul de alimente. Ia vinem cu a, luăm și ceva totuși să mâncăm dacă tot mergem acum. Ce ai, mă? Sunt curios de meniul ăsta de la ei pe magazin. Ia vezi? Târnăcob level 2. Mândiță level 2. Mamă, 10.000. Le-am luat pe amândouă. Târnăcob level 3. Iau niște turse de astea de reparat, că o să avem nevoie. 25 de ani. Luăm și niște mâncare, luăm și niște tacoi de ăsta. Turse de reparații. Colorant alimentar. Dacă dai slash jobs, uite ce meniu îți apare. Jobs. Da. Avem de așa, bus driver, electrician, miner. Bine, avem nevoie de ore, ce-i drept. Uite, la fermier, jobul pe care l-a specificat unul dintre administratorii de pe acest server. Să prezentăm jobul necesită, de fermier. Necesită 0 ore, așa că o să mergem, îl selectăm și o să dăm aici să ne arate ruta. Okay, 5.000 la Bogdan, avem de mers. Vai, mamă, bine facem muși până acolo, tu deja nu mai ai mașină. N-am mai știut și pe unde să mergem. Față și are prima la stânga, a doua la stânga. Ești terminat, rău, n-ai puțin. Păi dar n-are frâne ăsta, mă, te-ai nebun. Aici îl găsim pe Ninel, frate. Ia uite-l pe Ninel. Ivania și Ninel. Ia vezi și... Era să-i clipsit de asta. Ia vine. Au mapping aici, fain. Vezi că e tare, casa americană asta. Da, au mapping fain aici, băieții. Păi chiar ugeși. Uite, seră de asta. Seră de asta, solar de asta aici. Da, da. Uite-l, mamă, cum se deschide aici, nebun. Vezi că e foarte tare. Vezi că e tare. Tare, rău. Vezi că e mișto asta. Mi-aș face și eu în asta. Ia să vezi, să vezi ce Vania. Salut, băi, Vania, salut. Full-time job, ce? Beginner job. Full-time job, ok. Primul job, informații, job description. Începe aventura unui adevărat fermiering. O fermă de găini. Începe și muncă. Începe muncă. Vorbește cu fermierul. Ia că acum mergem la Ninel. Vorbește cu fermierul Vasile. Ăla fiind unde? Ninel, uite-l. Mamă, m-am dus în cap. Vasile, ăsta e Vasile Versace-o? Nu știu. Cine era Vasile Versace-o? Mi-am uitat. Vasile Versace. Care l-a? Cine era Vasile Versace? Că nu mai știu, stai ca așa că am lapsus. Nu mai știu. Zicea unul. Sa Vasile Versace. E ca ăla cu mafia mea, orez cu lapte. A, cred că da. Da, Vasile. La care e faza aici? Avem your current farm, producția noastră curentă. Adugăm un chicken aici, fii atent, adugăm chicken. Păi adugăm peste tot, nu? Adugăm găini peste tot. Adu mâncare, unde-i dau adu mâncare? E tot acolo unde-i dat să aduci apă. Da, ex ăla. Da, mă, da. Ce, mă? Zero ex. Colege, ce? Collect egg. Culegi cereale. Nu mai culeg grâu, culeg direct cereale. Bring water. Da? Stai că mi-au mai dat un camion, what the fuck? Mai multe camioane. Dar ce să știau, mâncați-și? Că porumb nu sunt. Ah, ba da, bă, sunt. Dar unde trebuie să vin, frate?
Aici, mă, la fermă, nu vezi că aici e plantație de porumb și de groi? A, acolo trebuie să fie. Da, frate, și mergem acum și curățăm porumb, să dăm la găini. Da, și pe ce-i dau? Pă, prin food, ești prost? Ia vezi că mi s-a făcut ole. Păi și mie, eu n-am făcut nimic. Păi da, tu nu trebuie să faci nimic, dai de mâncare de... Am 22. Și eu am 22. Withdraw all. Cred că le-am vândut. Am vândut, le-am dat. Păi, withdraw înseamnă că le tragi la tine în inventare, știu, da? Da, păi le-am... Păi și ce fac cu oamenii? Uite, le-am la mine în inventar. Trebuie să mergem cu tirurile astea, cu camioanele astea. Păi nu, că cu tirul aduce apă, frățeare. Ia să se citesc eu pe Wikimania. Wikipedia. Hai să mergem să aducem apă, să luăm apă. Bă, stai mă să le explic. Deci, noi nu putem să ducem acum ouăle pe care le colectăm, pentru că trebuie să vă duceți la, nu știu sigur unde e... Unde ai zis tu că e ăla, vagonul? La tren, fix acolo unde e șoferul la autobuz acolo. La tren, să vă duceți la tren, pentru că o să vină un tren la ora 8 în IRL sau în joc, că nu dau seama. Joc, acolo ai dreapta ceasul, la ora 8, IRL, joc, nu știu cum e pus ceasul, dar la ora 8, cum e în dreapta acolo jos. A, păi 45 de minute, da, păi IRL, gen, timpul IRL. La ora 20.00 ajunge, vine un tren acolo, tu trebuie să te duci cu ouăle să le bagi, să le vinzi, practic, când să le importezi în tren. După care, la ora 00.00, o să primești o sumă aleatorie de bani în funcție de câte ouă livrezi sau vinzi. Da, la miezul nopții. Bun, foarte bine. Și așa este, așa este în fiecare zi. La ora 8, doar atunci pleacă trenul. Da, da, da. Deci până la ora 8 aveți timp să farmați aici. Dar atenție, trebuie să aveți loc în inventar dacă vă cumpărați multe haine. Odată ce inventarul o să vă fie umplut cu ouă. Lăsăm ouăle în cofragi, cred. Cofragi? Cofragi, mă! Băi, ți-am mai zis să te mai ucizi. Depozit paletă bay. Și ce depozitezi, mă? Ouă? Ouă. Sumă, 22 de ouă. Nu te cred că poți să depozitezi. Păi și ce fac, mă, genie, depozitul meu? Păi și cum depozitezi? Păi trage acolo pe semnul de întrebare de jos. Obiect pe care acolo? Vrei să... 22. Și? Gata. Da, mă, și ce-i depozitul tot, gen, e ca și cum e garajul tău. Păi de la mine tot acolo. Păi bă, băule. 0,22. Sau ce trebuie aici? Bă, băule, ăsta e garajul tău, mă. Garajul tău, gen. Păi de... Și eu unde vând ouăle astea? Bă, tu ești prost, tu așa ți-am explicat, tu poți să vinzi doar la tren. Îmi pleacă. A, da, mă, stai. Ăsta e depozit, să-ți depozitezi locuri în care... locuri. Chestii în cazul în care, na. Da. În cazul în care te fuți în curând. Să? Yes. Thank you very much. Și bun, unde e metro? O, ce tare sunt astea pe aici. Ai furt? Ai furt o? Da, am șasele. Hai că sunt. Și s-a animat. Da, am șasele de furt. Animate? Da, mă. Mă, dă-te dracu, nu e nimic animat în GTA 5 ăsta. Cum a claxonat. Ce vezi tu aici pe posterul ăsta? Pe ăsta din față? Da. Care ăsta? Ăsta din fața noastră. Eh. Nisip și mare. A, deci. Unde merge? Jos, cred. Ia vezi că de aici cumperi bilet. Și vă puteți cumpăra mai multe bilete să aveți la voi. Ia vezi. Vino. Gata? Păi nu mai avem ce spune. Păi da, spune și tu chestia aia, că trebuie să aștept. Păi da, am zis băiatul ăla. N-am băieți, în cazul în care vă cumpărați tichet, încât am înțeles trenul o să vină în fiecare stație, bine, acum trebuie să îl auziți, cam să mai aude și pe sus când genie trenul în trecere. Puteți să vă deplasați pe aproape toată harta cu trenul ăla. Biletul costă $50, mi se pare o sumă foarte mică pentru serviciile pe care le oferă, bineînțeles. Na, nu știu acum cum e, de unde și când vine. Da, ce e... tren mă mâncați așa că e metro? Da? Metro vă ia să zic. Ăsta e numai subteran.
Bine, în fine, o să aveți în descriere toate detaliile necesare de care aveți nevoie. Puteți intra acolo și să vă informați voi singuri în cazul în care aveți nevoie de ceva. Eu am fost repede și alături de Borsec Primary. Zi-mă ce. Eu am fost Ninel, el a fost Vania. Ne vedem data viitoare. Sănătate, numai bine, vă doresc.